Datele finale ale recensământului populației și locuințelor plasează județul Vâlcea pe locul 26 în ierarhia județelor din punct de vedere al populației rezidente. În ultimii 10 ani, populația județului a scăzut cu 30.000 de persoane, iar față de acum 20 de ani, putem spune că am pierdut populația unui municipiu, adică 97.000. Și în mediul rural se observă o scădere a populației, unele sate numărând doar câțiva zeci de locuitori. Față de recensământul din 1992, când populația la nivelul județului a fost de 438.398, noi am pierdut 96.527, adică orașul Râmnicu Vâlcea. La nivelul județului, municipiul Râmnicu Vâlcea are 93.161, bărbații 43.667, și femeile 49.464, avem cu 5.777 mai multe femei. Pe locul 2 ar fi municipiul Drăgășani, cu 15.617, cel mai mare oraș rămâne în continuare Băbeni, cu 7.570, cel mai mic Băile Govra, cu 2.158, cea mai mare comună rămâne Mihăieștiu, cu 6.700, peste 6.700 de locuitori, adică 6.799. Pe locul 2 avem Budeștiu, cu 6.652, și pe locul 3 Bujorenu, cu 5.305. Cea mai mică comună rămâne în continuare Titești, comuna Titești, undeva la 646 de locuitori. Sunt comune din județul Vâlcea, și din păcate nu sunt puține, în care au multe sate cu peste 15 sau 16 locuitori. Totodată, fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat în județ și din cauza migrării tinerilor spre județele mai dezvoltate economic. Vâlcea, din păcate, se află printre județele fruntașe în ceea ce privește fenomenul de îmbătrânire accentuată. Indice îmbătrânire demografică este de 161,2 persoane în Vâlcea la 65 de ani și peste la 100 de tineri, față de media pe țară care are de 121. Acolo unde a existat dezvoltare, acolo unde edile s-au preocupat de îmbunătățirea condițiilor de viață, tinerii au rămas acolo, s-au dezvoltat. Este întotdeauna dezvoltarea unei localități, fie a județului, fie a orașului, fie a comunei, este un factor care determină creșterea populației. Altfel spus, populația este direct proporțională cu dezvoltarea unei localități. Din păcate, în județul Vâlcea nu putem să facem primăvară numai cu turism. Ne există o dezvoltare, cum a fost până în 2000, o dezvoltare a industriei, pe vertical și orizontal, nu putem să asigurăm dezvoltarea acestui județ. Și altfel, tinerii pleacă în toate celelalte localități. Aici vor rămâne persoanele peste 50 de ani, peste 60 de ani, ducând altfel la procesul acesta de îmbătrânire care ne pune undeva în locuri fruntașe la nivel de România. La capitolul indicatori economici, județul Vâlcea se situează pe locul 39 din 42 de județe.